Ministerul Apărării de la Moscova a publicat mai multe imagini cu antrenamente militare și procese de instruire cu implicarea noilor recruți. Pe de altă parte, sunt denunțate tot mai multe probleme privind mobilizarea parțială decretată de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, în 21 septembrie. În regiunea Habarovsk, jumătate din contingentul celor chemați la datorie nu întruneau rigorile și s-au întors pe la casele lor. Ministerul rus al apărării a distribuit luni secvențe video cu recruții care se antrenează în Rusia și în regiunile ucrainene controlate. Potrivit entității, unitățile formate din personal mobilizat și voluntari participă la simulări ale acțiunilor de luptă pe poligoanele de tragere improvizate în spatele liniei frontului. Oficialii declară că mobilizarea trupelor Rusiei decurge conform planului, informație ce nu poate fi verificată de presa independentă. Mai multe fapte ar arăta însă că procesul de mobilizare decurge cu grave încălcări în Federația Rusă. Șeful comisariatului militar din regiunea Habarovsk, Yuri Laiko, a fost demis din funcție după ce jumătate din bărbații mobilizați au fost trimiși acasă, întrucât nu întruneau criteriile de recrutare, potrivit Reuters și Interfax. Modul abuziv și haotic de desfășurare a acțiunilor de recrutare a provocat o nemulțumire pe scară largă printre oficiali și cetățeni, existând plângeri împotriva unor ofițeri de la comisariate care au trimis ordin de înrolare unor bărbați în mod clar neeligibili. Unii oameni se plâng de lipsa condițiilor elementare de trai în cazarmele din regiunea Habarovsk, deși imaginile difuzate de media de stat redau o atmosferă modernă și confortabilă din cadrul acestora. Iată așa, băieți, stau lucrurile în cazarma din Kneaz Volkonsk. Avem aici lavoarele, unde lipsește apa la robinet. Așa arată cada de spălat picioarele. WC-urile sunt într-o stare deplorabilă. Pentru asta mergem afară. Serviciile secrete britanice notează că președintele rus Vladimir Putin, într-o adresare către subalterni în timpul unei ședințe din 29 septembrie, a recunoscut ușor despre existența problemelor privind mobilizarea anunțată de el, în special din cauza că amploarea și temeiurile legale ale acesteia nu au fost pe deplin explicate oficialilor locali. Între timp, cetățenii ruși care nu vor să meargă la război nu lasă încercările de a părăsi țara. Mii de oameni continuă să facă cozi la punctele de trecere a frontierelor cu Georgia și Kazahstan. De la decretarea mobilizării, peste 250.000 de oameni au părăsit Federația Rusă pentru a nu cădea sub incidența acestei măsuri.